al ultimilor 10-15 ani. Nu spui cine, dar nu e Talpeș, ca să nu fie speculații. Un om care s-a aflat întotdeauna lângă cei care au avut puterea în România, lângă cei care au vrut să fie președinți sau premieri sau știu eu ce candidați, întotdeauna a fost acolo și avea informații la prima mână. Să vedem astăzi ce informații are, ce ne poate spune despre războiul mediatic, războiul sau bătălia cu sondajul la picior. Ați văzut, se trage practic din toate pozițiile, dar și din toate sondajele. Vom vedea cine ce sondaje a făcut, ce interese sunt în a-i plasa pe diversi candidați la președinție în diverse poziții. E interesant. Până atunci însă stăm de vorbă cu, spuneam eu, un alt personaj care este foarte discret în mass media, primarul sectorului 3, domnul Liviu Negoiț, este și vicepreședinte PDL, cred că iese de două ori pe an maximum în presă și în această seară este la Nașu. Bună seara! Bună seara! Colega noastră, Nicoleta Savin, mă va ajuta să vedem cu ce vești vine domnul primar și probabil că dacă ați ieșit, înseamnă că a început campania electorală la greu. Campania electorală cred că a început mai de mult, dar sigur, ea în mod oficial o să înceapă pe 22. Și sunt lucruri care trebuie spuse și în campanie, dar și în precampanie. Discutăm pe de o parte de ceea ce se întâmplă în viața politică, dar discutăm și de administrație la un moment dat, pentru că dincolo de ceea ce se întâmplă în dezbaterea pe televiziuni, ar trebui ca cei care au fost aleși, așa cum și eu am fost ales și așa cum ați spus, recunosc, nu prea ies pe posturile de televiziune, ar trebui să ne desfășurăm activitatea acolo unde am fost aleși și să facem ceea ce am promis oamenilor. Și eu cred că cea mai bună campanie pe care și-o poate face un om politic, de la primar de comună până la președinte, este să facă ceea ce a promis și să fie judecat după faptele sale. Vă dau un exemplu. Sunteți unul din cei mai lăudați primari din România. Sectorul 3, într-adevăr, arată bine. S-au făcut lucrurile de bun simț, adică să nu creadă cineva că acum sunteți un superman, pur și simplu s-au făcut lucrurile care ar fi putut fi făcute, ar fi fost posibile practic oriunde în România cu puțin cap și niște bani, dacă erau oameni intenționați, dar la alegeri, de exemplu, când a fost ca oamenii să iasă din sectorul 3 să voteze și să voteze eventual pentru partidul dumneavoastră sau pentru dumneavoastră, prezența la vot a fost cred că aproape cea mai scăzută. Așa este. Asta mi-arată, și asta o știu de la foarte mulți primari, faptul că oamenii atunci când se văd cu saci în căruță, în toată Europa, nu prea mai ies la vot. E un paradox aici. Mare paradox. Și m-am întrebat și eu, am făcut chiar cercetări în sectorul 3 să întreb pe oameni ce i-ar determina să iasă. Pentru că până la urmă, mulți dintre concetățenii noștri, fie că vorbim de cei din sectorul 3 sau din București sau de oriunde din țară, au motivat absenteismul prin faptul că erau nemulțumiți de clasa politică. Dincolo de a semăna cu vreo laudă de sine, în ceea ce mă privește în primul mandat, chiar am făcut ceea ce am promis și m-am gândit că cea mai mare satisfacție pentru mine ar fi fost ca oamenii să fi venit la vot, odată la 4 ani, și să fi spus mulțumesc sau du-te acasă, să zică ceva. N-au ieșit. Din cercetarea pe care am întreprins-o, vă dau dreptate, există un secuvinism la un moment dat și la cei care beneficiază de aceste lucruri pe care le faci și spun ei, era normal să faceți, ne simțim bine, oricum o să fiți ales, am avut și această atitudine, dar nu e corectă și eu cred că dacă timp de 4 ani un om politic confirmă sau infirmă, important este să ne prezentăm la vot. Chiar am avut la un moment dat ideea să propun, pentru că mi se pare că este un lucru la locul lui și există o astfel de practică în Uniunea Europeană, în Grecia, în Belgia, dacă nu greșesc, instituirea votului obligatoriu. Ce înseamnă treaba asta? Nu ești neapărat obligat, eu știu, te supui unei sancțiuni penale dacă nu vii să votezi, dar dacă nu te prezinți, poți să iei o amendă destul de importantă și banii să se facă venit la buget. Pentru că nu putem să comentăm tot restul mandatului, nu sunt mulțumit de asta, aș vrea să se facă altceva, dar odată la 4 ani, să am o prezență în sectorul 3, undeva sub 30%, mi s-a părut absolut incredibil. Interesant. Nicoleta Savin,
ca să, înainte să trecem la războiul atomic care se desfășoară astăzi în țară, nu vorbim acum, nu mai e campanie electorală, de mult a început un război, mai e timp de vot din ăsta obligatoriu, vot, nu știu, în favoarea societății, poate că nu se plătește o amendă, dar să fii obligat să mergi la vot în schimbul unor avantaje atunci când ai nevoie de documente de la stat, să zicem. Depinde de abilitatea autorităților. Vă amintiți că la votul pentru referendum votul s-a putut prelungi a doua zi pentru referendum, pentru Constituție. Constituție. Pardon. Că s-au găsit modalități de a fi stimulați oarecum cetățenii. Deci, și atunci clasa politică n-a protestat. Ce s-a dat atunci? Cum au fost stimulați? Au fost tombole în diverse magazine, concursuri de toate felurile. Însă și faptul că s-a putut vota și a doua zi, ca să facem cât de cât o prezență onorabilă la vot și să poată trece Constituția, spune mult despre nevoia... Da, atunci nu s-a răzvrătit nimeni. Nu, asta vreau să spun. Era tovarășul Cosmin. E vorba de era... interese. E vorba de interese. Nimeni din clasa politică n-a zis nimic. Toată lumea a achesat la faptul că ne trebuie o Constituție. Bun. Și acum ne trebuie votare. Însă eu cred până la urmă că cel mai bine este atunci când o țară votează liber. Când oamenii ies la vot, prezență mare, Franța, de exemplu, unde votul n-a fost obligatoriu, a avut o prezență la vot de 80 și ceva la sută. Și cred că nu mă înșel atunci când a ieșit Sarkozy președinte. Probabil că ține o clipă. Ține și de firea poporului în cauză. De pildă, eu cred că franțușii... Nu, primul rost a și pe la 40 ceva și după aia când au văzut că e groasă rău și că riscă să pice țara pe o pantă care nu convenea, a fost o campanie masivă a presei și au ieșit cu toții la vot. Presa noastră mie îmi dă impresia că tocmai asta vrea să facă, să satisească publicul, să-l facă atât de descârbit încât să nu simtă nevoia să iasă în ziua alegerilor. Au și reușit. Eu vă spun că dacă facem un sondaj, colegi, ia să încercăm acum, în rândul spectatorilor nașu, care sunt foarte prezenți în societate, scriu, pierd de multe ori poate câte o oră să scrie un e-mail lung. Încercați acum, uite, eu sunt curios, cei care ne urmăriți în acest moment, dacă veți ieși la vot în 22 noiembrie, răspunde simplu cu da sau nu. Sunt foarte curios, cei care vă uitați la emisiunea asta, ce părere aveți, adică ce simțiți dacă veți vota sau nu în alegerile prezidențiale. Domnule primar, vă întreb însă în calitate de vicepreședinte PDL. Ce se întâmplă astăzi în societate este destul de clar. E un război anti-Băsescu. Practic toate forțele s-au coalizat, coagulat, ca să-l dea jos pe Băsescu sub o formă sau alta, nu contează cum. Inclusiv, de exemplu, prin sondaje. Mai sunt câteva zile și o să primim un sondaj în care, practic, Traian Băsescu va ieși al optelea, probabil. Da, e posibil. Cum vedeți această bătălie? De ce toată lumea vrea să dea jos pe Băsescu? Ceea ce spuneam mai devreme, doamna Savin, eu cred că, și pot să confirm și eu, ceea ce se întâmplă în special în media, pentru că aici este semnalul care se vede atunci când duci dezbaterea într-o direcție, creând iluzia că avem, spre exemplu, din dezbaterile din ultimele zile, spre exemplu, două guverne paralele care se formează. Cred că lucrul ăsta, toată coalizarea celor care au creat o majoritate și care se concentrează împotriva unui singur om, al lui Traian Băsescu, este o coaliție care nu s-a format acum, ea este mai veche, vă aduceți aminte de coalizarea lor atunci a PNL-ului, a PSD-ului și a UDMR-ului când au propus suspendarea președintelui. În referendumul care s-a desfășurat, președintele și-a recăpătat funcția. Pe de altă parte, eu ca vicepreședinte al Partidului Democrat Liberal, sigur, trăim în democrație, este frumoasă dezbaterea, nu mă deranjează foarte tare că apele într-adevăr se despart în preajma acestor alegeri și vedem aceeași majoritate, undeva a celor 322, care nu au niciun fel de proiect pentru România. Dar nu mai sunt 322 acum, nu putem să... Oamenii îi identifică ca atare în cei 322 care au votat suspendarea președintelui și au o obsesie Traian Băsescu. Tot ce se întâmplă rău în țara asta, de tot ce se întâmplă rău, este vinovat. Dar de ce vă mirați? Haideți să o luăm istoricește. Gândiți-vă că practic PNL-ul intră la guvernare alături de PDSR-ul, bă, la monolita lui Ion Iliescu, Cosmâncă, toți tovarășii de atunci, Bârlădeanu, încă din 1992. Corect.
UDMR-ul e chiar de 90, de pe vremea CPU-ului.